Femeile și copiii care trăiesc în unele dintre cele mai greu accesibile tabere din nord-vestul Siriei se confruntă cu niveluri ridicate de violență și depresie, unele femei fiind forțate să întrețină relații sexuale de supraviețuire. Copiii din așa numitele tabere de văduve sunt neglijați, abuzați și forțați să muncească în timp ce mamele se află în pragul colapsului. Peste 80% dintre femei spun că nu beneficiază de îngrijire medicală adecvată și 95% și-a exprimat sentimentele de deznădejde. Aproximativ 34% dintre copii au declarat că au suferit una sau mai multe forme de violență și 2% au spus că s-au căsătorit de tineri. Munca forțată a copiilor este o mare problemă. 58% dintre băieți și 49% dintre fetele cu vârsta de 11 ani sau mai mult sunt forțați să muncească. Din cele 419 persoane intervievate de ONG-ul World Vision, în 28 de tabere, unde locuiesc 10.000 de femei singure, inclusiv cele divorțate sau ai căror soți sunt dispăruți, și copiii lor, aproximativ una din patru femei au declarat că au fost martore la abuzuri sexuale în tabără zilnic, săptămânal sau lunar. Aproximativ 9% dintre respondenți au declarat că ei înșiși au fost abuzați sexual.